Bună ziua și bun venit la Târgul Expofashion de la Roman. Ca de fiecare dată, Camera de Comerț și Industrie este onorată să vină la Roman să organizeze câte o activitate, indiferent în ce domeniu, pentru că avem o colaborare foarte bună cu primăria din Roman. Domnul primar, consilierii dumnealui sunt cei care întotdeauna au fost foarte deschiși la orice propunere care a venit pentru dezvoltarea oricărei activități de business în municipiul Roman. Acesta este un lucru pozitiv, este un lucru care este apreciat și de firme, este apreciat și de cetățeni în ultimul rând, pentru că toate eforturile noastre și ale administrației și ale Camerei de Comerț, până la urmă, se îndreaptă spre beneficiarul final, cetățeanul. Și dacă cetățenii sunt mulțumiți și solicită să venim cu activități care să le satisfacă anumite nevoi, înseamnă că facem ceea ce trebuie. Încă o dată mulțumesc primăriei Roman, transmiteți domnului primar că sunt mai mult decât onorat să lucrez cu dumnealui. Îi mulțumesc pentru sprijin, vă mulțumesc dumneavoastră și aveți în Camera de Comerț și Industrie din Neamț un partener pentru orice activitate care considerați că este benefică pentru municipiul Roman. Trebuie să vă spun că pe lângă acest târg, tot astăzi la ora 11 și vă invit și pe dumneavoastră să participați, venim cu o propunere nouă, absolut nouă, dezvoltarea activității de curții de arbitraj comercial. Bănuiesc că se cunoaște că arbitrajul comercial este o formă redusă de rezolvare a litigiilor comerciale și cu costuri foarte, foarte restrânse pentru cei care au de rezolvat un litigiu comercial. Astăzi, la ora 11, vin cu președintele Curții de Arbitraj Neamț, domnul Iulian Mitrofan. Am invitat și pe domnul Chelaru, care este romașcan și care este membru în Curtea de Arbitraj Internațional de la București. Sperăm să prezentăm pentru firmele din Roman o soluție facilă pentru rezolvarea litigiilor comerciale, dar pentru asta trebuie să cunoască anumite reguli în întocmirea contractului. Deci vă invităm și pe dumneavoastră la ora 11 în sala de la Primăria Roma, vă invităm și pe cei de la pe dumneavoastră consilieri ca să gândiți poate și pentru primărie acele contracte care le încheiați cu firmele, să prevedem acea clauză în contracte și cu aceasta credem că venim în întâmpinarea celor din Roma cu noutăți și cu activități care să fie bine primite de către cetățeni și de către mediul de afaceri. Vă mulțumesc și doresc un târg cu rezultate foarte bune pentru cetățeni. Dacă dumneavoastră aveți. Dar aș vrea ca în numele autorităților administrației publice ale municipiului Roma, respectiv domnul primar Leonard Acrivai și Consiliul Local, să urez mult succes desfășurării ediției din acest an a Târgului Expofashion. Aș vrea să mulțumesc Camerei de Comerț și Industrie Neamț și agenților economici participanți pentru implicare și colaborare. Sunt convins că romașcanii vor participa în număr cât mai mare la acest eveniment și vor aprecia calitatea și diversitatea produselor expuse. Sunt convins de asemenea că vom avea o colaborare fructuoasă și în continuare cu Camera de Comerț și aici mă refer la două activități interesante pe care le vom derula, târgul de carte libre și târgul auto. Sper să avem o colaborare frumoasă în continuare, vă mulțumim și vă doresc mult succes în activitatea noastră. Da, trebuie să închei cu o mulțumire pentru presa în Roman, care întotdeauna a reflectat mai mult decât corect și care a adus un plus de valoare evenimentelor pe care le-am desfășurat aici și prin dumneavoastră am putut să informăm cetățenii din Roman despre ceea ce vrem să facem și cred că am avut și un feedback de la ei cu dumneavoastră și ne ajută cumva să programăm și alte activități în municipiul Roman, așa cum a spus domnul consilier, și târgul Libri și târgul Auto le vom aduce la Roman în acest an și cred că vor fi două activități deosebit de interesante. O zi bună și vă aștept la ora 11 la întâlnirea privind Curtea de Arbitraj Comercial.
Vă mulțumim încă o dată, domnule președinte, pentru colaborarea fructuoasă de aici, de la Roman. Vă transmit și eu salutul călduros al domnului primar, salutul de prietenie. Domnului se află într-o delegație alături de Asociația Municipiilor din România și nu a putut fi prezent. Nu poate participa astăzi la cele două activități, însă este alături de dumneavoastră, susține mediul economic romașcan. Iar în final, nu putem decât să invităm romașcanii să vină aici, pentru că sunt peste 60 de producători și găsim articole de cea mai bună calitate. Vă așteptăm la Târgul Expofashion, ediția din această vară. De la Bacău să trăiți. E prima dată când veniți la Roman? Nu, este a doua oară și sper să aduc noroc la tot târgul. Cu ce ați venit anul acesta? Anul acesta vin ca de obicei cu ceea ce fac eu cu mâinile mele, icoane sculptate în lemn, opinci. Știu că Romanul duce lipsă de opinci. Am deja câțiva clienți care au abordat. Curierii, chimirii, totul ce depinde tradițional. Cușmi dacici care sunt unicate din Moldova, numai eu le produc. Numai eu. Poate mai sunt și alții, dar majoritatea sunt create din mine. Și sper ca acest târg să fructifice cu un noroc la toți comercianții, că dacă nu vom avea vânzare, cei mai mulți vor abandona și se vor pune de trasiu. Mulțumim și succes! Mulțumesc și vă așteptăm cu drag!